Beți, drogați, cu ITP-ul expirat sau fără permis auto. Așa i-au găsit polițiștii din București pe foarte mulți dintre șoferii pe care i-au oprit noaptea trecută. Un bărbat a făcut scandal după ce rezultatul etilotestului a arătat că avea o alcoolemie de 0,55 alcool pur în aerul expirat. A fost revoltat că a rămas fără permis și în procesul verbal a menționat că dorește ca polițiștii să-i ofere bani de taxi ca să ajungă acasă. O altă tânără în vârstă de 22 de ani a rămas fără permisul de conducere după ce s-a urcat drogată la volan și a provocat un accident de circulație. Suflăm, nu ne jucăm. Eu înțeleg că dumneavoastră emanați halen alcool, dar trebuie să suflăm, da? Vom sufla constant, 6-7 secunde, nu ne mai jucăm. 0,55 este valoarea dumneavoastră. Acesta este doar unul dintre cei peste 30 de oameni care noaptea trecută s-au urcat la volan după ce au băut alcool sau au consumat droguri. Șoferii au devenit recalcitranți și, deși erau vinovați, nu au vrut să-și recunoască greșeala. Rămâneți în mașină. Închideți camera. Rămâneți liniștit. Domnule, iată procesul verbal. Încercați să vă liniștiți. Ce râți acolo? Este o acțiune a brigăzii rutiere. Nu mă interesează. E acțiunea dumneavoastră. Nu mă interesează televiziunea. Sunteți pe drumul public. Băi, frate, chide aia, n-auzi? De ce ați consumat băuturi alcoolice? Așa am vrut eu. Aveți permisul reținut timp de 90 de zile. Da, foarte interesant. Începând cu data de 19 a doua. Aveți și o sancțiune, după cum v-am zis, de 1305 RON. Și totodată, în urma verificărilor, aveți inspecția tehnică perioadă expirată din data de 23.08.2021. Alte mențiuni, dacă aveți dumneavoastră, cu privire la procesul verbal. Cu privire la fapta mea, spuneți. Sunt conștient de ce am făcut și problema e că ar trebui să îmi dați și mie niște bani să mă duc cu taxiul până acasă, vreți? Pe străzile din București a ieșit aseară și șoferi care nici măcar nu aveau permis de conducere. Au sperat să treacă neobservați, dar nu au avut noroc. Întrucât ați fost depistat conducând pe drumurile publice un autovehicul, având dreptul de conducere suspendat, o să vi se întocmească dosar penal. Polițiștii de la Brigada Rutieră fac din nou apel la șoferii care nu țin cont de lege și se urcă inconștienți la volan. Alcoolul și substanțele psihoactive afectează capacitatea de concentrare, reduc viteza de reacție și chiar induc conducătorilor auto o falsă încredere în propriile simțuri. În acest context, recomandăm tuturor conducătorilor auto să nu conducă sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihoactive, pentru că se pun în pericol atât pe ei cât și pe ceilalți participanți la trafic. Noaptea trecută, polițiștii au dat 38 de sancțiuni contravenționale în valoare de 22.000 de lei.